Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire, o nouă etalare în dragoste. Haideți să vedem de data aceasta cu titlul Tu și el sau ea încotro. Să vedem cu ce ne vor încânta cărțile de această dată. Ce ne vor spune acestea despre voi, cei care priviți la acest videoclip și care sunteți implicați într-o relație de dragoste cu o persoană specială din viața dumneavoastră, da? Văd că vă doriți să știți încotro se va orienta relația voastră sau pentru aceia dintre voi care sunteți singuri și vreți să știți și voi dacă ceva pozitiv se va întâmpla în viața dumneavoastră în perioada următoare sau pentru aceia care sunteți în separare de partener, de parteneră, văd că și voi vă doriți să știți dacă acesta sau aceasta va mai reveni în viața dumneavoastră în cele ce urmează. Hai să vedem, dragilor, despre ce este vorba. Da, iată că văd aici că intuiesc de fapt cu această carte că mulți dintre voi sunteți în ruptură de partener, de parteneră sau poate că nu știți în aceste momente, având în vedere că partenerul vostru sau partenera este departe de voi, nu știți prin ce trece acesta sau aceasta, dar nu știți ce simte și iată că această persoană nu face altceva decât să aibă parte de anumite experiențe telepatice cu dumneavoastră. Da? Se pare că oricât de mult ar fi vrut sau ar vrea în anumite momente să scape de legătura profundă pe care o simte cu dumneavoastră, iată că această persoană simte foarte profund această conexiune cu tine și dincolo de acest lucru, el sau ea îți transmite și simte că îi transmiți și tu multe gânduri și multe gânduri pozitive, da? Se pare că dragostea dumneavoastră pentru această persoană îl bântuie sau o bântuie, da? Haideți să vedem, dragilor, și următoarea carte. Da, prin următoarea carte, dragii mei, iată că văd că cineva în viața dumneavoastră plănuiește să fie foarte inteligent, da? Asta nu neapărat că nu ar fi de obicei, da? Și de obicei este foarte inteligentă această persoană, dar acum cu atât mai mult are nevoie să își expună înțelepciunea și inteligența vis-a-vis de relația pe care o are cu tine. Da? De ce? Pentru că simt că în viața dumneavoastră ați experimentat un sfârșit karmic în relația cu această persoană și iată prin strategia pe care acesta sau aceasta vrea să o abordeze în ceea ce te privește în perioada următoare, văd că vă va aștepta un nou început. Da? Bineînțeles că dacă tu vei accepta propunerea sau oferta acestei persoane, da? Dacă îi vei răspunde pozitiv mrejelor pe care ți le va întinde. Da? Această persoană oricum văd că nu este dispusă să lase la voia întâmplării niciun nimic din evenimentele următoare din viața dumneavoastră. Da? Oricum văd că destinul se va schimba în ceea ce vă privește, da? Și din acest punct de vedere al următoarelor mișcări pe care le va face el sau ea spre tine, da? Și din punct de vedere al altor evenimente, văd că într-adevăr destinul acesta vă va susține în perioada următoare, da? Și vă va arăta faptul că, iată, universul este de partea voastră și vă preferă să fiți împreună. Da, veți simți asta din toți porii corpului și sufletului vostru. Da, hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că, din păcate, pentru unii dintre voi, văd că, într-adevăr, vorbeam despre sfârșit karmic, da, pentru unii dintre voi și se pare că
unii nu veți mai avea de-a face cu un nou început alături de aceeași persoană, da? De ce? Pentru că acea persoană se pare că evită în continuare conexiunea cu voi, fuge de voi și astfel fuge de el însuși sau de ea însăși, pentru că, de fapt, el sau ea nu conștientizează în aceste momente că are sentimente foarte puternice pentru tine. Probabil că va trebui să stea ceva timp în solitudine pentru a avea această revelație și el sau ea. Da? Important este modul în care te apreciază în aceste momente, da? Și modul cum se comportă cu tine și iată că el sau ea nu face altceva decât să te ignore, dragul meu sau draga mea. Prin acest comportament, bineînțeles că tu nu îi vei mai lăsa nicio șansă acestei persoane de a fi cu tine și vei alege să pleci din această conexiune. Și foarte bine vei face, dragul meu sau draga mea, iată că în sfârșit reușești să pui punctul pe i, reușești să iei decizia care este cea mai bună pentru tine, pentru viitorul tău apropiat. Și da, într-adevăr, o persoană care te ignoră, o persoană care îți arată că nu te respectă, nu merită să fie alături de tine, indiferent cine ar fi această persoană, da? Poate fi și un suflet pereche de-al tău. Dacă te ignoră și dacă nu, dacă se comportă de ca și cum tu nu ai fi acolo în relație, este clar că este mai bine să vă despărțiți. Hai să vedem și următoarea carte. Da, dragii mei, se pare că mulți dintre voi, în conexiunea pe care o aveți cu persoana voastră, da, fie că sunteți certați în aceste momente sau că sunteți separați sau poate că sunteți împreună, dar nu totul este roz pentru voi, da, văd că ceva parcă s-a rupt între voi sau nu mai aveți parte de aceeași atracție între voi doi, da, aceeași pasiune în relație. Este ca și cum ceva s-ar fi pierdut pe drum, da, și aveți nevoie de un restart pe care să vi-l dați voi vouă înșivă. Și iată că în aceste momente, dragii mei, veți experimenta o intervenție divină, da, pentru că se pare că îngerii sunt alături de voi și vă vor dovedi acest lucru. Da, important este ca voi să vă încredeți în divinitate în aceste momente și mai ales în faptul că există acolo un plan mai măreț decât orice, da, un plan care este deasupra tuturor și care ne ghidează viețile dincolo de orice așteptare a noastră. Da, important este că voi veți crede cu adevărat în miracole în această perioadă și iată, aceste miracole vor începe să se întâmple în viața dumneavoastră. Pentru că știm cu toții, uneori chiar nu știi ce se mai poate întâmpla în viața ta și tot ceea ce tu mai ai nevoie pentru tine este un adevărat miracol. Și iată că această minune se întâmplă în sfârșit pentru voi. Și, într-adevăr, cei mai mulți dintre voi veți redeveni parteneri, vă veți împăca aceia care sunteți certați, da? Sau pur și simplu veți decide că este cazul să mergeți mai departe pe același drum, așa cum ați început, pentru că, da, această cale pe care voi ați ales-o este a voastră ca și cuplu. Hai să vedem și următoarea carte, dragii mei. Wow! Ia priviți aici puțin la această carte, se pare că pasiunea se reaprinde între voi doi, dragii mei, așadar nu vă mai ascundeți pe după degete pentru că iată toată acea perioadă de certuri pe care ați traversat-o, da? Sau o perioadă mai nefastă în care ați stat puțin mai distanțați unul de celălalt, se pare că a fost preambulul acestei etape care va începe începând din aceste momente și da, într-adevăr, se pare că o eră s-a terminat cu acel sfârșit karmic pentru voi și începe un nou episod amoros între voi doi, da? Un nou episod în care, iată, pasiunea este cuvântul magic, da? Se pare că vă veți lăsa ghidați de dorință în această perioadă, da? Unul către celălalt și vă veți redescoperi
la nivelul acesta corporal, la nivel senzorial. Da? Se pare că această persoană din viața ta într-adevăr tânjește după tine, da? Și îți va arăta din tot sufletul ei acest lucru, da? Îți va arăta că te dorește. Hai să vedem, dragii mei, dragele mele, și următoarele cărți din tarot. Iată că avem aici șaptele de săbii, o carte care poate să îmi vorbească despre o persoană în viața dumneavoastră care se manifestă a fi mai degrabă în gard, așa, tot timpul, da? Mai degrabă temătoare de ceea ce i s-ar putea întâmpla. Probabil că pentru unii dintre voi așa se manifestă partenerul vostru în aceste momente. Se pare că acestei persoane este teamă, este teamă de orice în aceste momente, este teamă de tine, este teamă de reacțiile tale, este teamă de ceea ce va spune lumea, este teamă de ceea ce va spune mama sau tatăl său, este teamă să acționeze în ceea ce te privește, da? Este teamă de ceea ce vă poate aduce viitorul, da? Tot felul de temeri doboară această lume, această persoană în această perioadă. Da, este ca și cum, nu știu, ca și cum stă sub semnul unei vrăji această persoană, da, în această perioadă. Se va manifesta de, ca și, de parcă nu ar mai fi el sau ea, da. Pe de altă parte, dragii mei, văd că, într-adevăr, pentru unii dintre voi este posibil să apară în viața dumneavoastră o femeie care să vă facă farmece sau să dorească să vă facă rău, da? În orice fel ar putea să facă acest lucru. Așadar, da, într-adevăr, tu te vei simți, vei simți că poate că nimic nu-ți merge în viață sau te vei simți doborât din anumite puncte de vedere sau doborâtă, da? Posibil să te simți și inutil sau inutilă în anumite momente ale vieții tale, în aceste clipe, da? Și toate aceste sentimente prin care tu treci, da? Toate aceste emoții sunt, de fapt, îți vin din partea acestei persoane, da? Se pare că îți sunt trimise prin tot felul de făcături. Din păcate. Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că avem aici Optul de Pentacule, dragii mei, o carte cât se poate de interesantă, care îmi spune că, într-adevăr, vei dispune în perioada următoare de toate abilitățile tale, de toate priceperile pe care le-ai câștigat în ultima perioadă pentru a deschide noi oportunități spre tine pentru a face astfel posibile multe și adevărate minuni pentru tine, pentru viața ta. Da, văd că într-adevăr îți vei exploata creativitatea în toate modurile posibile în aceste momente, da? Fie în cariera ta pe care o ai în acest moment, da? Fie la job, fie în propria ta activitate sau propria ta afacere, dacă ai una. Fie pur și simplu în relația de cuplu cu acest partener sau cu partenera ta. Văd că, într-adevăr, vei găsi soluții la cele mai îngrijorătoare situații cu care vă confruntați în aceste momente. Da, hai să vedem încă o carte. Da, iată că avem aici Pajul de Bâte, dragii mei, o carte din nou interesantă care îmi spune că, într-adevăr, în viața dumneavoastră este posibil să apară o persoană mai tânără decât dumneavoastră, o persoană care va ști să întrețină focul relației dintre voi doi. Da, o persoană care va fi în primul rând vioaie, da? Foarte sexy din toate punctele de vedere și foarte atrăgătoare. Și această persoană văd că își dorește să reînvie, să readucă la suprafață focul din tine, da? Acea poftă a ta de a trăi. Acea poftă nebună de a trăi și mai ales de a trăi după bunul plac. Da. Hai să vedem, dragii mei, dragele mele, încă o carte.
Da, se pare că unii dintre voi veți avea parte de o decepție în această perioadă. De ce? Pentru că cineva poartă o mască falsă în relația cu voi. Da, așadar, așteptați-vă ca cineva să vă înșele așteptările în această perioadă. Și hai să mai luăm o carte. Da, iată că pentru unii dintre voi poate fi valabil această provocare de care trebuie să vă însoțiți în aceste momente, și anume că trebuie să vă eliberați de fostul sau de fosta. Așadar, pentru a trăi noul, da, pentru a avea parte de o experiență nouă în dragoste, dragul meu sau draga mea, va trebui să îți eliberezi energia, da, de trecutul care a fost pentru tine. Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu mă bucur că am fost alături de voi și de această dată. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!